Bine v-am regăsit, sunt Vitalie Dogaru și vă invit să discutăm despre oamenii care sunt omorâți în propriile familii. Cadavrul unei femei de 42 de ani a fost găsit într-o locuință din localitatea Cheltuitori, comuna Tohat, în municipiul Chișinău. Primele investigații ale poliției arată că femeia ar fi fost omorâtă luni de către concubinul acesteia în urma unei neînțelegeri. Coincidență sau nu, dar tot luni a fost marcată Ziua Internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor. Datele Inspectoratului General al Poliției arată că în primele 9 luni ale anului 555 de femei au fost victime ale violenței în familie, dintre care 7 și-au pierdut viața. De ce neînțelegerile în familie provoacă victime și cine ar trebui să-și asume responsabilitatea pentru această situație? Discutăm cu invitații acestei ore. În studio este domnul Ghenadie Cosovan, fost viceministru de interne, și doamna Angela Nicolau, psiholog. Bine ați venit la Publica TV. Așadar, vă spuneam despre această coincidență sau nu, când o femeie a fost găsită moartă în urma unor neînțelegeri cu concubinul ei, chiar în ziua când comunitatea internațională marchează Ziua Internațională a Combaterii Violenței împotriva Femeilor. Înțeleg că aceste incidente nu apar spontan. La baza lor stau probabil zile, luni, chiar ani, când mocnește ceva în această familie. Cum se explică această explozie de emoții care, iată, până la urmă provoacă victime, doamnă Nicolau? Iată, dumneavoastră a spus că probabil că o mocnit, dar eu vreau să zic că psihologii zic despre fenomenul violenței care are loc pe parcursul întregii vieți, pe parcursul întregii existențe omenirii. Deci violența e un fenomen care există. Și această violență nu e neapărat doar fizică, pentru că ceea ce vedem noi acum este maxima, aceea manifestarea care, deci, este, se finisează cu omorul persoanei, da, cu decesul ei. Dar vorbim despre violența care ea are loc în fiecare zi. Violența psihologică asta este și bullying-ul, și înjosirea și oricare altă violență verbală care poate să fie în familie. Totodată poate să fie și neglijența, totodată poate să fie și ignoranța. Deci asta tot este o formă de violență psihologică. Și atunci, dacă noi vorbim despre mocnirea aceasta, probabil că în comunicare în aceste două persoane sau în general în persoanele unde comunicarea este patogenică așa, într-așa mod, la un moment dat, deci nu, normal că nu în fiecare familie se termină cu omorări, dar statistica este destul de drastică, pentru că se zice că mai mult de 50% de femei suferă de violență în familie. Totodată fenomenul acesta nu prea se discută. De ce? Pentru că o perioadă de timp nu se scotea în comunitate lucrul acesta și se evită. Deci noi vorbim despre aceea că femeile nu au curajul să vorbească despre chestia asta. Deci noi nu putem să știm acum, au fost oare violența aceasta zi de zi? Sau ea a avut ca un fel de explozie? Pentru că, de exemplu, psihologii zic despre afecte psihologice care pot fi cauzate de substanțele alcoolice, narcotice, sau poate să fie de un stres puternic, sau poate chiar să fie și de o cauză psihiatrică, cum ar fi fost o psihopatie sau o boală psihică. Da, există deci mai multe motive. Exact, sunt mai multe motive. Din păcate, toate acestea au rămas în familie. Mă întreb cine ar fi trebuit să întindă o mână în cazul în care acest cuplu, că până la urmă o familie cu acte în regulă nu era, avea probleme. Noi acum avem centre de deplasare pentru femei care au fost supuse unei violențe în familie, la sigur. În general, în Moldova lucrurile stau mult mai bine. Se poate de apelat, sunt telefoane, sunt asistenți sociali care oferă tot felul de ajutor. Deci în ziua de astăzi nu mai e situația în care tu ieși afară în noapte
și nu poți să faci nimic. Dar vreau să vă zic, chiar în urma experienței mele și activității mele, când se adresează, deci eu am clienți care s-au auzit că au fost bătuți de soții săi și noaptea cu copiii ieșau în stradă și se ascundeau sau se ascundeau undeva pe sub case ca să nu, știți cum, să liniștească soțul și după care intrau în casă și a doua zi totul se micșora. Deci este, știți, iarăși psihologii au făcut cercetări și ei zic că violența în familie adeseori are loc la persoanele care au avut violență la rândul său în copilărie. Deci ei undeva proiectează și modelează niște scenarii pe care le-au avut cândva. Asta una. Și doi la mână, deci persoanele care au fost supuse unei violențe indirecte, adică dacă ei au urmărit scene de violență fizică, cum ar fi fost chiar, de exemplu, la școli, la grădinițe, sau dacă au văzut că au fost agresat altcineva, pentru că se zice că atunci persoana dobândește o neajutorare așa formată. Și iată, în cazurile acestea, de exemplu, în familie în care sunt, în care sunt violențele acestea, ele au loc mai des. Se perpetuează acea tradiție nefericită din familie. Au fost instruiți și polițiștii, aici vrem să vorbim, domnule Cosovan, pentru a fi acel prim ajutor la care o victimă poate apela dincolo de organizațiile neguvernamentale sau autoritățile publice locale. Ce putem vorbi astăzi despre deschiderea polițiștilor de sector, polițiștilor de serviciu pentru a acorda asistență acestor persoane? Ceea ce observăm noi în ultimele luni, chiar parcursul anului, sunt niște evenimente, niște fenomene care sunt direct proporțional dependente de situația în societatea noastră. Noi, de obicei, avem o societate violentă. Chiar de pe posturile de televiziuni, mass media, deseori când cineva este scos din funcție, a spus că a fost decapitat, niște terminologii de astea care cultivă în societate violență. Și se creează la oamenii simpli, se creează o impresie că numai prin violență pot să rezolve problemele care sunt existente. Un lucru foarte grav care a aprofundat acest gen de infracțiuni este și așa zisele reforme din 2014. Noi am discutat, am făcut, am apelat, s-au distrus un institut întreg în Poliția Națională de preîntâmpinare, de profilaxie a infracționalității. Anume, sistemul respectiv, dacă anterior în fiecare localitate era inspector de sector, au fost reduși, iarăși după număr, după nu știu ce viziuni. Algoritmul. Algoritmul, da. A fost nimicit institutul de patrulare. Dacă anterior poliția era frecventă în zonele nu numai în unde sunt amplasate blocuri, dar chiar și în zonele unde sunt amplasate case pe pământ, erau poliția era prezentă. Acum noi am văzut că tot acest serviciu s-a centralizat sub pretextul că este o modernizare, așa zis, reformă, s-a centralizat Inspectoratul Național de Poliție, dezgolind sectoarele de poliție. Anterior, noi am avut în municipiul Chișinău un regiment scut, care nemijlocit era în teritoriu. Mai ales în zonele respective unde alt polițist nu au accesul. Au fost foarte multe fenomene și mai mult după calamitățile din vara aceasta, când sistemul polițienesc a fost lovit de măsurile astea partinico-revoluționare, au distorsionat și au destabilizat în totalmente procesele de menținere a ordinii publice. Și aceea ce vedem noi, noi am făcut noi cu mâinile noastre, din ambiții, din diferite momente. Din acest
proces a fost eliminate practic administrațiile publice locale. Nu vedem. Dacă o să faceți o generalizare, o investigație, să vedeți, o să luăm o comună, ori un raion unde